Ulă, mâncați! Voi în ce hal arăți? Mi zici că te-ai întâlnit cu mămica? Ești pe aproape, m-am întâlnit cu o cățea în călduri. Care călduri, mă, Mordane, că afară e răcoare? Bă, dar nu zici că trebuie să fii fost turbată dacă a avut-o pe s-a atacit dita mai animalul? Păi cine faci dita mai cât stai, de stai, dita mai adică impozantul, solidul? A, așa da, impozant, solid sunt. Turbată ai zis? Păi da! Haolo, păi dacă era turbată trebuie să fac injecții în burtă. Păi ce mă, te-a și mușcat? Nu știu că fugeam cu fața invers, în partea ăla, n-am putut. Uite-te tu dacă mai am vreo gaură, pace. Mărlane, dar n-ai simțit nimic? Bă, tu mă fai de simțit? Păi cum să simt dacă alergam, că tot orgasmul meu, tot organismul meu era concentrat la fugă, mă, tu crezi că e așa ușor să miști dita mai... Dita mai? Dita mai impozantul după loc? Te-ai scurs. Hai, dai piciorul să văd dacă te mușcă. A, scuze, e mușchiul încălzit de la fugă și reflexul la fel și-mi sare de genunchi. Ia, vezi dacă m-am mușcat. Da, stai potolit. Ia, cu grijă să nu rup pantalonii că te găsește, dragi. Ha, bă, că nu te-am mușcat. Nu m-am mușcat, nu. Atâta le trebuie ardiar focul. La că nu deveneam Terminator de cătei deveneam, de javre. Da. Nu zici că oricum ar trebui să mă ocup de ei? Că m-a alergat, m-a găsit, mă trezesc că mai umflă și... Mușcații de la echipă. Ăsta că mai mușcă și umflații de la echipă, că ăștia nu știe să alerge, mă. Potrez le plătesc antirabicile. Că ăștia nu-i atleți ca mine, nu poate să fugă, nu știe. Am eu o soluție, stai, băleacă. Atlet. Doi. Mă spică. Hai, noroc, Van Damme, Mârlanu sunt, bă. Te-am recunoscut, Mârlane. După ce? După danful de usturoi. Ah. Ți-ai tras telefon cu miros? Glumeam, pămpălăule. Zice, vrei că am treabă. Vreau să trimiți la mine la club o mașină de ingheri. De ce, mă, ai amical cu Dinamo și vrei să câștigi prin neprezentare? Van Damme, lasă Caterica, că... Van Damme... Alo? Bă! Lasă Caterica, că-l la câinii roșii mă refer. Ai treabă serioasă? Mi s-au umplut cuitea de maidanezi, mă, și vreau să-i adun, că deja atacă lumea. Hai că terenul e al primăriei, treaba ta? Ce vorbești, mă? Să-mi pun în cap alegătorii tocmai acum prag de alegeri? Strânge-i tu, Mârlane, că tu administrezi terenul și nu candidezi la nimic, doar la cel mai gras personaj de sitcom din istorie. Cum să-i prind eu? Habar n-am, Mârlane. Descurcă-te. Oferă-te momelă, că la câtă șuncă ai pe tine, sigur pun botul. Păi da, e turbați. Păi atunci strânge-i repede, că dacă mușcă pe cineva, amende scrie pe tine. Bă! Da? Nu zici că nu e deloc rea ideea asta în Van Damme? Faci o groapă mare și arunci un ciolan înăuntru și momești câinii și îți aruncă ea. Păi și fasole de unde? Adică găsești la piață. Nu e bună idee. Nu, dar nu-i bună, nu, că dacă deloc, fasolea nu face gaze și dacă aprinde vreo țigare în groapă, s-ar în aer. Nu, Mârlane, e vorba de ciolan, că tu când o să dai cu nasul de mirosul de ciolan, o să sar și tu în groapă și o să te sfârși cu câinii pe bucata aia. Trebuie să ne gândim la altă idee. Mă, nu, că ți s-a rădut pe preș! Vreau să-ți mulțumesc pentru ideea de afaceri, prietene! Cine? Toasta cu... Mârlane! Tu dacă ai impresia că eu o să-ți sar ție groapa, te înșela marnic. Că eu am discopatie lombară. Mersi pentru ideea de afacere, mă, tâmpitule, ziceam. Fac un cimitir de animale pentru bogătași, că ia și groapa animale de companie. Și te fac partener. Tu s-am groapa? Băi, tu n-auzi, mă, că eu am discopatie lombară? Mă, las-o, dracu, de discotecă lombară. Păi, da, ce, cui pe cui să scoate? Și animale de companie mici, mă. Faci gropile mici, că așa e la animal, grop mici, profit mare, dă boier. Uite-te și tu la gropare ăștia, că fac o căruță de bani. Uite, facem 50-50, îți dau 20% și mi-o opresc eu restul. Dar ce zic 20%? 40%? 60%? Rămâne cum am vorbit, mi-o opresc eu 20% și îți dau ție rest. Și... Hai! Fugi la Van Damme să-ți dea autorizație, că eu mă duc după lopeți, ăsta, după clienți. Fugi! Tot, gropile
mici, gropile mici, profitmați. Mamă, dacă avea vreunul elefant ca animal de companie, să vezi ce a umplut chilul steagul de maro. Și de ce ai venit la mine? Că vreau să fiu afacere de familie. Și tu ești pentru mine mai mult decât un prieten, mă. Ești ca și frate meu. Plus că ești iubitor de animale. Mârlane, ia vezi că ai două insinuări într-o singură propoziție. Și s-ar putea să mă enervez și să nu fac nicio afacere cu tine. Am două ce? Insinuări. Una că aș fi fratitul, adică infantil, și alta că aș fi iubitor de animale, adică zoofil. Era niște metafore, mă, prieteni, importantă e afacerea. Mârlane, eu n-am timp de metafore, zi mai repede care e afacerea, că am treabă. Vreau să facem un cimitir de animale, cum e alea la Paris, o să facem o grămadă de bani, că bogătașii nu și-ar arunca nimăluțele la gunoi. În plus, o să-mi pari în ochii electoratului un mare iubitor de animale. Dar nu de la cum te-ai gândit-o, de la adevărat, o să te voteze toată lumea. Vezi că-mi dau și sufletul pentru afacerea asta. Auzi, mă, ia, mai dă-ți-l o dată, dar mai rar, că n-am înțeles nimic. Super afacere, cimitir de animale ca la Paris, că tot bogătașul are un animăluț de companie. Da, dar eu nu sunt bogătaș. Persoanele pe față se exclude. Și fii atent, că e 1000 de euro groapa. Și în plus mai câștigi și alegerile. Că o să te iubească toată lumea necondiționat și fără nicio insinuare de aia cu zintul la început. Salut, Vandame! Gogoșe, iar nu e zi de bani. Hă, disperatule, că n-am venit să-mi dai bani. Ba, din contră, îți dau eu ție. Cam o super afacere. Uite, vezi? Tu trebuie doar să semnezi aici și te umplu de bani. Ce mi trebuie pentru animale? Bă, tu mă crezi prost? De ce, mă, Vandame? Chiar e o super afacere. Să știi că toți bogătanii au animale de companie. Uite, să știi că la Paris se plătește 1000 de euro pentru o groapă. Gogoșe, zi mai bine că te-a trimis hiena neamului să-ți dau o probare ca să aibă el ce să latre în emisiune. Nu. Să zică că vreau să îngrop de vii câinii vagabonzi, că fac un holocaust în lumea animalelor, că sunt un fel de Hitler canin. Cum pe disperatele că nu se îngropăm doar câini? Treaba voastră ce îngropați, Gogoșe, dar pe mine sigur nu. Ieși afară, câine de paza lui Pupăză, parșivule, zic de aici. Zic, mă! Și vezi că să zice la pisici! Marș! Animăluțele de companie ne mai înselinează viața asta grea și pentru asta merită tot ce-i mai bun din partea noastră, inclusiv un loc liniștit, cu verdeață, unde să-i ducem când... Dar nu toate animăluțele sunt ierbivore! Cu verdeață ca să se simtă bine, isteață! Să poată sufletele lor să zburde nestingherite. Dar pentru asta, dragi prieteni, trebuie să înființăm un cimitir al animăluțelor și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Ce ajutor, Pupăză? Adică să accelerăm când vedem o pisicuță sau un cățeluș pe stradă ca să grăbim amortizarea investiției? Ajutor în sensul de sponsorizări. Dacă nu înțeleg sensul cuvintelor, îl treci din gură. Deci, cum spuneam, avem nevoie de finanțare pentru a crea acest colț de rai. Deci, nu vă sfii să donați orice sumă, oricât ar fi de mică. Da, că așa se strânge bugetul de campanie. Exact! N-are nicio legătură cu campania mea dacă nu taci și stai la valiera sau gâtul. Sau... Da, sunt toți. Hai că am strâns ceva, făinosule. Ah, cum trag bănișorii la mine, mâncări tata să-i mănânce pe ei de bănișori. Păi dacă o să-i mănânci Pupăză, o să te mănânce și sponsorii pe tine, mă. Că cu banii aia trebuie să asiguri locuri de vești la jivin, la geaf, la animăluțele lor de companie. Asta, mă, că pentru animăluțele de la companii o să facem cavouri, mă, o să facem niște locuri de vești mișto. Asta ca să putem să le încărcăm de vizu, pentru că firmele au bandele în măsa. Băieți? Avem o problemă. Da, mă, știu, nu suntem constructori. Dar sunt ca vă, urmă, nu trebuie să respectăm mari reguli de rezistență. Păi mă, las să termin. Hai, mă, zic. Avem o problemă cu autorizația. Că nu ne-o dă Van Damme. De ce? Cum de ce? Ca să nu fac eu bani? Ah, nemernicu! E frică că o să cumpăr mai multe urne ca el. Ca... Une de-alea, mă, în care se pune cenușa animăluțelor.
că o să ne facem și un mini crematoriu. Asta pentru cine nu are bani de cavou. Dar cum ne facem pupăză dacă nu ne dăm autorizație ofticosul? Eu zic, pregătește-te să dai banii înapoi la sponsor. Nu dau nimic! Nu dau nimic! Stați liniștiți, copilașii mei, că nu o să vă smulgă nimeni de la pieptul tăticu. Stați liniștiți. Păi și ce o să le dai, mă, sponsorilor în schimbul banilor? Găsesc eu! Le fac reclamă mascată! Ah, ce deștept sunt! V-am zis eu că nu o să vă părăsesc niciodată, că eu nu sunt un tătic de natură ca alții. Ah, o să rămâneți la pieptul meu și o să vă țin și o să vă îngrijesc. În această seară am decis să renunțăm la dezbaterea politică încrâncenată și să discutăm despre un domeniu care ne înfrumusețează sufletul, care ne face mai buni, mai luminați, literatura. După cum puteți vedea, am afișat în spatele meu câteva citate celebre din oameni de spirit ai acestui neam, pentru a ilustra nevoia de lectură, de carte, de cunoaștere, pentru că nu e așa cum spunea marele Iorga: prietenii știu de ce e bine să citești. Pupăză, Iorga n-a spus niciodată așa ceva. Asta e o parafrază după reclama aia de la Bergambir. Și astea sunt de la Albahăr, Ciuc și Scol. Beti, asta Carmen, tu ai nebunit? De fapt e corect și Beti, că mai nu te comporți ca ea. Pupăză, astea sunt reclame, n-am înnebunit deloc. Dacă vrei, îți mai dau eu una pentru lectura copiilor. Povestea merge mai departe. Timișoreana. Publicitate! Apoi asta și e. Era sec. Neața, Mărlane! Bă, ce tot fără ea, mă, ce răgnești afară, mă? Du-te zile că a rămas destule bilete la meci. Dă pasile că a rămas toate, că s-a avut un nimic, să-ți mai pulzească, că-ți sparge dracu geamurile. N-ai noroc cu ăsta, mă, Mărlane, că n-au venit pentru meci. Au venit să-și îngroape animalele în cimitirul tău. A venit deja parosanii cu potăile. Că bagă-i că le îngroși fără autorizație, că pământ nu se vede. Iar n-ai noroc, Mărlane. Că nu sunt barusani, sunt oameni simpli care au venit cu animale fără stăpân, dar le-a moarte de pe stradă, de la accidente. Păi ce treabă am eu, bă, cu alea, că e cimitir privat? Sau, mă rog, puteam să fiu dacă ne dădea ciocoiul de la primăria autorizație. Oameni buni, mergeți la primărie, că ce nu s-a deschis cimitirul, că ne-a dat ciocoiul autorizație. Mergeți la primar să vă dea el, să... Luați, chemați de la asociațiile animalelor, chemați păia de la patru labe mari și un bot, pe Brigitte Barbut, pe Brigitte Nilsson, pe Brigitte Scott, pe Năstase, cu Cireac, cu... L-am spart pe Ciocui, să vezi acum că sunt cel mai bun pe stil. Dar au chemat și presa, o să iasă cu scandal. Zile ceva. Ce să le zic? Zile că aprob cimitirul, doar nu e la noi în curte, nu? Dacă boul de Mărlan vrea să se antreneze printre cruci, e treaba lui. Și așa la ce echipă de mortăciuni are, nu e nicio problemă. Hai, treci și zile. Treci! Oameni buni, liniștiți-vă că ați fost dezinformați. Nu știu de către cine, dar bănuiesc că de o chitră odioasă.
zile își va deschide porțile. Așa că nu văd dacă ar fi vreo problemă să mergeți acasă liniștiți la treburile dumneavoastră. Și ce facem cu animalele moarte până atunci? Băgați-le în frigider câteva zile. De ce nu le-a făcut la tine, tiranule? Data trecută când m-am luat după tine, ai ieșit aiurea. Eu nu mă mai bag. Păi da, și el știe asta și profită ca să mă timoreze. Păi ca să mă termine psihica, să mă facă să plec. Păi zi, asta vrei? Vrei să aducă vreo parașută în locul meu? Ok, ok, zi ce-ți faci. Mai nou, mă amenință că mă dă afară și că o să-mi dea amenza salariu toată viața, până ajung la pensie. Păi tu crezi că eu mai apuc pensia în ritmul ăsta, Mateo? Păi nu mai ajung, că sunt cu nervii la pământ, am ajuns să am și coșmaruri. Da, mă, dar el nu era așa. E, nu era, pe naiba. Poftim? Adică nu era, ce naiba. Păi, dacă știam eu că e el așa dur și urăcios ca ăla de la MasterChef sau ca Mihai Petre, păi nici mă mai angajam la el. Am ajuns să-l visez și noaptea, Teo. Pe ăla de la MasterChef sau pe Mihai Petre? Pe pupăză. I-am coșmaruri cu el și ție ți arde de glume? Și eu am câteva coșmaruri cu el, da. Da, ale mele sunt horror. Mi-apare cu o negresă, una Desire. Și mă amenință că dacă nu plec, o să mă vândă la turci ca pe aia. Sau mi-apare cu Mona Șparlie, una Betty. Și îmi zice că dacă nu plec, o să mă facă să arăt ca aia. Sau mă amenință că o să mă închidă într-un tunel unde a stat un an de zile unul Costello ca să nu-l găsească o nebună. Ție-ți vine să crezi că eu visez așa ceva? Nu. Haide că o să vorbesc eu cu el. Tu stai liniștită, că am eu grijă, da? Hai, te rog. Pa! 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 Alo, da? Pupăză, eu zic să o lași în pace pe Carmen, că ai o mare problemă. Ai promis că nu te mai bagi. Tu știi ce mi-a făcut nemernica? Pupăză, nu contează ce ți-a făcut, contează ce poate să-ți facă. Am descoperit că e paranormală. Are viziuni. Ce, mă? Ce auzi? Mi-a zis niște chestii din trecutul tău pe care n-avea cum să le știe un om normal. Teo, s-o fi documentat că e abila naibii. A citit pe net. Pupăză, scrie pe net că Gogoașa s-a ascuns de mine în beciul vilei sau că tu ai vândut-o pe Desire la turci? De unde știe? Adică nu e adevărat, dragă. Au, știi ce? Sfatul meu e să o lași în pace. Până măcar o testăm să vedem dacă e paranormală sau nu. Să o testăm? Păi există detector de paranormale? Exact. Chioretel cheamă. Bă, Vandame! Vandame, stai un pic, că nu te au bine. Acum e bine. Bă, eu vreau aprobare pentru cimitir franțuzesc de lux, bă, nu pentru groapă comunală. Comună, Mârlane. Mă rog, comună, sat, ce-o fi? Vezi că pentru asta îmi dai 50% de cheltuiele de mormântare pentru fiecare maidanez în parte. Dar ce zic eu 50? 40%, că-i de muncă acolo, nu gluma. Bine, Mârlane, dar îți dau și amendă pentru câinii avii de la tine din curte. Da, bă, și amendă. Și... ok, ți-i grob gratis. Nu zici că am scăpat de amendă? Ce negociator bun sunt. Mai sunt și administrator de cimitir. Coana Zăvoranu. Deci așa ne merg, Nicole. Te-ai dat cu coruptul. Adică eu iau o grămadă de bani amendă de la CNA ca să-ți fac ție rost de sponsorizări pentru cimitir și tu ce faci, mă? Faci afacerea cu Vanda, mă? Stai, mă, prietene, că nu pare ție aceste. Adică invers. Adică invers? Adică el face afacerea cu tine, nu? M-a forțat și n-am avut un control. Că dacă n-acceptam, dădeam amendă fabuloasă. Pentru că am maidanez în curtea clubului și eu nu știu ce înseamnă fabuloasă. Și cam cât de fabuloasă? Păi nu știu, că dacă nu știu ce înseamnă, dar sigur e peste 1 milion. Și eu dau să dau atâția bani, că sunt un copil amarăt. Auzi, dar dacă îți plătesc eu amenda, spui în emisiune că eu m-am bătut cu primarul pentru proiectul cu cimitirul? Care proiect?
Ceea ce e tele? Nu mai vorbi cu gura plină, că s-ar putea să te neci. Dandit, scuze, n-am vrut să cobesc. Și ce alte chestii știa Cobi? Nu știu, că nu sunt cobe de meserie. Ia concentrează-te, mătăluță, puțântel. Că eu sunt paranormal și trebuie să facem niște verificări amănunțite în direcțiunea asta să văd dacă ai calități sau ba. Ăștia chiar mă cred paranormală. Atențion sur la bouchon brassez-vous. Ia uite-te, mătăluță, adânc în ochii mei și ia vezi. Ce citești în ei? Ceva din trecutul meu, ia. Ai fost iubitul unei tipe, Betty. Nuți. N-ai avut ochi pentru ea, că te-a orbit o țâțoasă blondă, dar ea te-a iubit. E mâzi, mâzi, că asta e o chestie care știe toată lumulița. Hai, mă-i bagă, mă-i bagă. Poți să spun ce semn particular ai în chiloței? Da. Ce semn are, domnșoară? O aluniță în formă de inimioară. Hai! Corete, asta e gacică ta! Nici într-un caz, mămica, cum poți tu crede așa ceva? Și atunci de unde mama naibii știe de semn? Că nici eu măcar n-am apucat să-l văd bine. Păi știe, că fiindcă e paranormală. Uite asta, poate să-ți confirme și Teo. Zi greacă, zi. Dar de ce să-i confirm eu când poate să o testeze și singură? Carmen, spune-i și ceva. Ai fost combinată cu un italian mai în vârstă decât tine și vroiați să vă căsătoriți. Asta știe toată lumea. Baba, mă creieți proastă! Și vă iubeați în fiecare seară într-un beci de frică să nu vă prindă o babă grasă și cu mustață. Asta e vrăjitoare. Păi dacă asta e vrăjitoare, atunci, Betty, ce dragi de-a miasma era. Acu te-ai convins că nu te mințesc? Asta e mai paranormală ca mine, domnul Moasa. Și asta cu autorizație e nimica, mai face și alte abuzuri. Păi de tot Bucureștiul, pe mine m-a găsit, mă, să mă vedeze că am câi vagabozi în curte. Dar păi, băi, totul asistenței luam, mă, m-ai găsit. Dar păi de la carmangeria vegetală care i-a rături, nu i-a văzut? Ce are rezervație de câini, că-i adună ca să le dea resturile de carne care rămâne de la tăia morcovi, ca să mai plătească gunoierii. Sau pe ea de la metalosulfie sau pe vecinii de la restaurantul Văgăuna Mare. Și tu mai ca lume de firme! Dar de ce să nu dau, mă, de ce să... Ce crezi că mie frică să spun cu cine e mâna primăria? Da, mai pot eu, că o arde împreună. Mie nu e frică de nimeni. Și nu sunt siguri, am auzit că și vot ca rom cotizează ca nu-i amezi. Și vii pe un plast. Publicitate! Și publicitate! Dar până acum, ce-a fost, pupăză? Atici, băgă promo! Dar nu mai bine băgăm de acum cartonul ăla cu amendă de la CNA? Ca să scăpăm mâine? Păcături, ce păcături! Ce mi-ai făcut, idiotul? Ce mi-ai... Ieși afară! Și să știi că nu-ți mai plătesc nicio amendă de la primărie! Ieși afară! De ce, mă? Pentru că trebuie să plătesc amenda pe care o să mă dea CNA-ul pentru reclama ta mascată, tâmpitule! Dar poate nu-ți dă nicio amendă, poate-i noroc să-ți închidă televiziunea și atunci nu mai trebuie să plătești nimic. Ești afară, nenorocitule! Ești afară! Bă, te ești supărat pe ceva? Așa, mă? Te-ai dat cu hiena neamului? Așa, mă? Cu tine vorbeam, mârlane! Muși mâna pe care ți-am întins-o, a? Dar ce mă mir, mă? Ce mă mir că la câți maidanezi ai pe aici pun curte era și normal să le iei comportamentul? Dar lasă, mârlane, că de azi înainte o să joci cum îți cânt eu! Ce fac formație? Da, mârlane, de recuperatori! Aveți 24 de ore să plătiți amenda și să îngropați toate animalele fără stăpân morți! Asta, toate animalele fără stăpân! Moarte! S-a înțeles, mă? Eu nu mai stăm nimic pe gratis, să fie clar! Că deja mi-a rupt cârca și nu vreau să ajung la reanimare! Așa, și nici eu nu stăm! Că nu stăm că e deja săpată groapa aia mare în care am aruncat ciolanul, ca să... Ce vreți, mă, să faceți? Să îngropați toate animalele într-o singură groapă comună? A zis să nu se plictisească.
Sau să plictisească. Numai să încerci asta, Mărlane, și de nu te-i da pe mâna olora de la protecția animalelor. Să nu ziceți mie, Van Damme! Că ea sunt de 10 ori mai rei decât maidanezii pe care i-am vezi pe aici. O să te juboaie de viu, Mărlane! Și apropo, dacă nu strângi maidanezii, o să-ți dau amenzi în fiecare zi, bă. Uite așa, câte una, câte una. Mersi, ești deosebit amabil. Și tu ce stai, te uiți ca bătura la bou? Ăsta ca bătura la mine, clar. Dai vreo un curte, vezi dacă s-a prins ceva în groapa aia. Că dacă nu s-a prins nimic, înseamnă că e vegetarian, bă, degeaba m-a aruncat șolan. Du-te, aruncă și tu o salată, un morcov, un țel, un păstârnac, ceva. Dă bani să cumpăr. Aruncă-te pe tine, legumă ce ești. Ar trebui să mulțumești, că dacă n-aveam eu ideea să o testeze Chiorete... Eu rămân la părerea mea că este anormală, nu paranormală. E și puțin anormală, că paranormalele astea se declanșează pe fond de stres. Dar eu zic să încetezi cu amenințările și cu persecuțiile, că nu se știe ce poate să dezvăluie despre trecutul tău, da? Mai bine nu te riști. Dar dacă o țin în emisie, nu risc? Dacă mai face vreo gafă? Vrei să-mi suspende ăștia emisia? Că și așa, am vraful de amenzi strânse... Auzi, nu mai bine o convingi tu să iau o pauză de emisie? Asta ca să poți să o ții sub observație până îi trece stresul. Că știi cum e, omul stresat are gesturi necontrolate. Și cine știe ce mai face? Vezi faza cu sormea. Și ne dă naibii relația. Vrei asta, mă, Teo? Eu nu aș fi vrut să fac o groapă comună, stimați telespectatori, dar din cauza epidemiei de rabie trebuie să acționăm repede, domnul Popa Manșou. Nu mai avem timp să săpăm câte o groapă pentru fiecare animăluț, oricât le-am iubit noi și le-am respectat. Și oare de ce s-a ajuns în această situație, dragi prieteni? Pice. Tu ești că zic acum. Nu cumva, pentru că cineva, nu dau nume, că știe toată lumea cine nu-și face treaba la primărie. Cine? Taci! Nu a adunat animalele bolnave de pe străzi și din cauza lui mor acum bietele suflete nevinovate cu mine! Da, ce zici tu cu miile? Cu sutele! Că-s cu sute pe-ția pe la picioare, că le-a călcat mașinile! Vreo 2-3 sunt chiar la mine în curte! Nici nu mai are picioarele din spate, nici alea din față! Să vezi cum aleargă cu blana după spate, ca o mizile! Mi-a așa milă de ei, dar n-avem ce face! Da! Și mie mi-e milă de ei, că noi suntem persoane sufletiste, dragi telespectatori! Suntem... iubitoare de animale, nu ca alți incompetenți care au folosit banii de vaccine antirabice în scopuri electorale, lăsând vieții cățelui să moară, cum a spus domnul, în chinurile lor. Dumnezeu să ierte. Da. Dar la ce face? Trebuie să-i bagă groapă comunală, că n-avem bani de lăfăim. Da, n-are ce face. Păi, Fidiciu, tu te-ai bulunjit la tinerețe? Vrăjitoare există doar în poveștile de adormit puradei. Bre, mi-a zis niște chestii pe care nu avea de unde să le știe. Ia uzi. De exemplu, semnul intim al lui Chiorete din Chiloți. Ia stai! De unde știi, mătăluță, de semnul intim al lui Chiorete din Chiloți? Mă, voi nu cumva faceți ceva pe la spatele meu? Ce m-am învârt așa singură ca pura asta? Nu facem bre nimic! Că ai matale grijă să ne inhib toate poftele! Știu de semn de la Chiorete că a confirmat ce a zis aia! A confirmat ce a zis aia? Da! Nu cumva el a arătat lui aia între patru ochi? Așa de verificare? Ne merne ca dracule, să vezi ce o aranjezi pe aia! Pum, bine! Ce faci bre? Ce fac? Mă duc să o verific, să văd dacă într-adevăr e paranormală sau parașută! Că eu am dat de la șmecher, îmi dau seama de impostură de la o poștă! Iar m-am învârtoșat! Nu că sunt și masochistă, dă-te făi! Dă-te ca ceva de pătut! Praf l-am făcut pe corupt! Da, mă, pupă să da cu ajutorul meu! Da. Deci trebuie să te revanșezi! Normal! Ce cauți, mă, dăm aici? Ce să cau, mă, pupăză? Uchide că-i cald! Am venit să încep campania de vaccinare despre care urlați la televizor. Și dacă tot ați fost promotorii acestei inițiative lăudabile,
M-am gândit să încep antirabicele cu voi, bă! Dar de ce cu noi? De ce nu le ieșiți, bă, din picule? Păi și ce voia să înceapă cu mine? Nu! Dar unde duci ala? Cascate-te, nu te urcați că ăsta pe canapea noastră! Stai, măi, tanti, că e destul de stresată! E stresată? Dar nu mai timp orașul ma tale! Păi dacă era pe vrăjală cu Chiorete, venea să doarmă aici sau se ducea la el? Nu, cu Chiorete eu doar m-am întâlnit ca să-mi verifice paranormalul, tanti! Și unde e paranormalul la al tău, fei? În chilos cumva? Ia să verific eu puțin de la... Cu cea mai mare plăcere! Ce vreți să vă spun, din trecut sau din viitor? A ținut în lanțuri un macaronar într-un beci? Întâlnit la viitor! Vă dorește în taină un tip chel, gras, Fimiu! Dotat și cu nume de rege. Cred că e președinte de fotbal sau ceva de genul ăsta. Știu cine e! Sergi! Eu știu meu ăsta într-adevăr. Mă dorește în taină și tăntă la un nume așa de mic. Vin, mă lănele, vin! Băi, dar vezi că sunt cu ochii pe tine căscați așa, înțelegi? Știm, ești cu ochii pe... Bucă-să! Ce, mă? Mă largă un turbat! Un maidanez? Poți să-i zici și așa cum... Dar asta ce caută aici? Păi n-ai zis tu, dragă, să o țin sub observație. Păi da, aici! Dacă ei se simte în siguranță, ce vrei? Nu, eu acum nu mă mai simt în siguranță. Eu nu pot dormi cu el sub același acoperiș. Păi dacă îmi face în somn ceva? Da, dragă, liniștită că nu ești genul meu. Nu la aia mă refeream, obsedatule. Dacă mă gâtuie ca să se răzbune pentru amenzi. Pupă! Explică-i fetei că nu mai e nimic cu ea, că ți-a trecut supărarea. Hai! Mi-a trecut, ne? Vezi? Vezi, totul e în regulă. Și chiar e indicat să rămâi aici, că cui pe cui se scoate. Când o să te trezești dimineața și o să vezi că e totul ok, o să-ți treacă și fobia, o să vezi. Crezi? Da? Da, să știi că eu nu vreau să dorm singură. E nicio problemă, că o să dormim împreună. Tu mă lași pentru asta? Nu te las, dragă. O să dormim toți trei împreună. Lasă așa să par protector, că e spre binele tratamentului. Hai, nu exagera cu protecția, da? Am dormit bine și deja... Nu e vis, mârlănele, e realitate! Ce vis, bre, că Dita mai... Așa cum îmi place mie! Dita mai... Ziceam că Dita mai coșmarul! Vină cu atât, nu știu ce vină cu atât! Stai, mârlănele, nu fă ce! Că suntem care zici unul altuia, că așa zici Carmehara! Sau cum dracu o chemă pe aia! Mârlane! Unde ești, bă? Zicmar! Cine ai mă face acolo, bă? Bă, tu chiar te-ai aruncat în groapă după ciolanul ăla! Ți-a zis eu că n-o să rezist! Au căzut, băule, accidental! Nu sunt accidental, tantalaule! Dar ce n-ai mă cauți în curte? Sunt o căcea în călduri! Vino și scoate-mă de aceea, că mă doare toate alea! La ora asta, bă? Mâine dimineață, bă, că nu găsesc macara, că sunt toate șantierele închise! Bă! Ești de bun, o să încheți să frigi! Lasă mârlănele că nu îngheți, că te încălzesc eu! Prinde-mă! Folosim banii de vaccine antirabice în scopurile... Sunt o salamită! Pupătă! Ce-i, mă? Că mă alergă un maidanez! Un turbat! Turbat, da.
Turbat. La spital. Asistenta lui Pupăză, piciule. Ia încearcă la machiaj, coruptule. Recu să fii. Betty! Da, adică nu mă cheamă așa. Asta ce e, o glumă sau ce? Ah, scuze, dar semeni foarte mult cu fosta asistenta lui Pupăză. He, na, își făcea și ea măști de-astea? Ah, nu, ea n-avea nevoie să-și facă măști, că ea avea o mască naturală, din naștere era. Da, cărui fapt îi datorez onoarea vizitei? Că trebuie să fie un motiv destul de important dacă v-ați riscat viața să veniți până aici. Viața? De ce vrea hiena neamului să mă sfâșie? E inconștient că știe că la orice oră îl bat cu o singură mână. La doamna prefect mă refer. Că dacă află că ați fost aici... Hai, stai liniștită, că data trecută a fost o greșeală. N-a înțeles ea cum trebuie și ea, de fapt, nici nu e atât de geloasă pe cât pare. Doar să dă bățoasă așa un pic. Păi atunci sunați-o și spuneți-i că sunteți aici. Ca să nu afle cumva din alte surse. Nu-i nevoie să o sun, că oricum terminăm repede. Oh, păi așa vă lăudați, domn primar. Că eu auzisem că sunteți așa, un tăuraș focos. Mă, fată, nu te gândi la prostii, că eu... Glumeam. Glumeai, slavă Domnului. Păi, și pentru ce ați venit? Vreți cumva să refacem alianța împotriva animalului necrofag amintit mai sus? Ce? Hiena. Hiena, da... Nu de asta am venit. Adică și de asta am venit, că vreau și asta. Da, costă, să știți. Nici o problemă, că la mine banii nu sunt o problemă, că eu nu sunt ca necrofagul. Dar astăzi am venit pentru altceva. Mi-a șoptit mie așa o păsărică că ai avea niște puteri supranaturale, paranormale. Ia zi, ai așa ceva? Vorbește lumea. Dar mai umbla și cu alte păsărici în afară de... Nu, era o metaforă. Și te rog, eu nu mă mai domni atât, că mă face să mă simt prost. Dacă te rog să-mi ghicești și mie două, trei chestii, bineînțeles, contra cost. Cash card în natură. Cum vrei tu? Măi, fată, vă bănuiesc că ultima variantă era tot o glumă, nu? O metaforă. Păi și ea zic, am ce vrea să știi? Orice vezi. Păi uite, de exemplu, văd că ai avut o secretară care era în limbă după tine și tu ți-ai cam bătut joc de ea. Mamă, dar ești bună? De când aștept eu să aud cuvântul ăsta din gurița ta? Și mai văd că o aburești pe nevastă ta de ani de zile că îi faci copil. Președinția cere sacrificii! Aici nici nu încape discuția, da? Auzi, dar în viitor ce vezi? Cum se vede viitorul? E luminos, e frumos, țara o să aibă grâu, românii o să fie fericiți. Aș fi președinte sau ce, mama dracu, mă zbat degeaba? Dacă nu-i dai la cauciuce lui Pupăză cum trebuie, nu prea cred. Păi nici nu știu ce să mai fac, am încercat toate variantele din lume.
Mama Carmen, să știi că atunci când am spus despre Emma că nu e geloasă, am glumit. Vandame, tu chiar crezi că te-aș pupa cu masca asta? Vino încoace! Am înțeles, Româna. Mamă, da, ai boală pe el, nu glumă! Dar de ce eu? Că eu le-am spălat și de dimineața, cu el rândul mătăluță. Nu pot, pentru că eu am treabă. Eu plec la servici, că eu am. Și ce, bă, eu n-am FCM-ul, ce e? Nu-i servici sau care-i treaba? Păi în situația asta eu am două servici, bă, deci sunt mai ocupat. Așa că treci tu la vase. Și ce contează cine e mai ocupat? Important e cine aduce mai mulți bani în casă. Băi, Mârlane, păi dacă te iei după criteriul ăsta, o să rămâi la șmotru până se termină serialul. Pentru că eu am două servicii, deci două salarii. E-e? Da, dar unul nu-l încasezi. Nu-l încasezi pentru că nu mi-l plătești tu. Exact. Dar știi ce o să facem? Ca să nu spui că sunt în tiran, pentru că ar trebui să te dau afară din casă, că nu faci ce spun eu, pentru că este casa mea, o să facem altfel. Cine pune cei mai mulți bani pe masă acum, scapă de vase. Bine, ok. Bine. Eu pun două cartine de 50 de lei. 50 și cu 50. Aha, te-am făcut fraiere cu două servicii. Eu pun două hârtii de 100. 100 și încă 100. Opa! Ia uite ce-a găsit băiatul la el în buzunar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, sunt toți. Te-am luat. Hai, scoate tot ce ai pe-n buzunare. Hai că-ți pun la socoteală și firmitorile. Hai, scobește-te. Ups! Chinion, mă, Mârlane, e rândul tău la vase. Dar nu-i nimic, că dacă o să speli vasele, o să ai ocazie să te întâlnești mai des cu apa și țăpânul. Hai, succesuri! Păi ce faci, bă, că 2 milioane ai mei? Nu, 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 acum sunt ai mei. Pentru că sunt salariul pe care ai recunoscut că nu mi-l plătești. Bine ne medicești, bine. Las, că vedem noi. Cine spală vase și cine bani. Ceau! Pe pupăză. Uh-huh. Păi ce pupăză merge la prostituate? Toată lumea știe că e chitră. Păi da, e chitră, dar nu-l chemi în calitate de ce ești. Îi întindem o cursă. Credeam că e... Credeam că e cineva. Nu, 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 că... După ce rezolvăm cu pupăză. Își adorme clienții și le fură tot. Cum îi adorme șeful? Îi legă-nă pe picioare, Chiorete. Pe picioare sau între picioare? Poporeț? Bine, a zis că e prostituată. A fost o ironie, bă, tantalăule. Le pune prafuri de alea în băutură. Păi și ăștia sunt proști să bea când se duc la prostituate? Plătesc ca să adormă pe ele? Păi asta puteau să facă și acasă cu nevestele. Mă, tare așa faceți acasă cu doamne? Că tu îi faci altfel cu Sofica, ce păi să zic? Păi poate fac, bre, da. Uite-mă cu ce ați ajuns să vă lăudați. Măcar noi avem cu ce să ne lăudăm, hai, spre deosebire de tine care e singura acasă ca tântălău, da? Gata. Da. Păi cetească, nu interesează pe nimeni viața voastră amoroasă. Fiți atenți aici. Aveți 48 de ore să o arestați pe oața asta cu somnifere. Pentru că vreau să vă informez, a tâlhărit foarte multe persoane. Unele chiar suspuse. Cine? Nu, nu, nu. Nu dau niciun fel de nume, ca să nu audă și doamna ministru. Dar de ce trebuie șeful să purtă astea pe echipament? Păi de ce, mă, că ăla-i semnul noului sponsor pe care l-avem la echipă. Recte, doamne, doamne, bă, trebuie să purtați crunciulița aia. Marfă, o să ne dea bani. Nu, bă, tâmpitule, nu se poate să ne dea bani, că n-are cum să ne dea bani, că ești el amărât la fel ca noi. Da, mă, să vă dea câte un ficat nou la fiecare că am vorbit eu, ca să puteți crăpa în băutură, voi. Ce bine, că eu am ciroză. Ai, bă, o ciroză nouă, nu știu dacă are de un să-ți dea. Rămâne la ficat deocamdată, clar? Și acum treceți la spovedanie. Hai, șeful, că de-abia ne-am spovedit săptămâna trecută. Ce-am spovedit, mă, nu vezi, mă, că vorbiți, mă, minciuni, mă, numai păcate aveți în voi, că de-aia a căzut și Biblia, mă, că-i cereți banul, doamne, doamne, și minciți că n-ați avut păcate. Ce? Ce-ați făcut duminică la meci? Păi, am pierdut. Păi, și asta ce? Nu-i păcat? Ce păcate, șeful?
Fotbalul nu e un sport? Așa e, așa. Păi fotbalul, mă, dar ce jucați voi, nu-i fotbal, mă, tâmpicilor, și e păcat, mă. E păcat de echipamentul ăla frumos de vin, a luat, v-ați dus, l-ați stăvălit, l-ați umplut de rahat pe stadion. E păcat de gazonul ăla pe care mergeți-l călcați în picioare, l-ați făcut de rahat de gazon. E păcat de rahat ăia de suporteri, de vine în tribună, dar au umplut tribunele alea de rahat, nu-i păcat, mă. Vedeți, mă, câte păcate aveți? Nu unul singur. O zderie de-aia. Voi vreți să arniți în flăcările iadului? Nu. Păi atunci treceți imediat la spovediți. Hai, pe rând, restul așteptați afară, butelietul rămâi, că tu ai păcate să-mi trag una, că te știu de când era atâta. Mă atâmpene, treci, bagă. Dar, bre, părintele ăsta unde e, mă? La o frunie, în groapă, niște câini. Dar zic să spuneți mie toate păcatele și eu la rândul meu să-i le transmit lui. Mă rog, dacă ești tu atent cu mine, poate nu-i le transmit toate și el la rândul lui nu le spune celul, Doamne, Doamne. Dacă nu le știe, Doamne, Doamne, bine, mă. Păi Dumnezeu nu le vede oricum, șefule. Le vede, mă, le vede, dar dacă n-are spovedania ta la pop, adică dovada oficială a păcatului, nu poate să te pedepsească. E ca la milițieni, că vrea să-ți face proces verbal de amendă, tu nu semnezi. Dacă n-ai semnat, nu poate să-ți dea amendă. Deci asta e, uite, hai, zi ce păcate ai, că eu te le scriu aceea pe listă și fac un deviz estimativ, cam cât ai de cotizat. Trebuie o listă mai mare. Ana are mere. Mă scrie așa urât. Deranjez? Nu. Vezi că a venit asta pe numele tău, desfac, da? Nu! Păi dacă e vreo amendă sau vreo poprire, ți-o opresc din salariu. Dar nu crezi, șeful, că n-are nicio ștampilă oficială. Și ce dacă n-are, mă? N-are, pentru că mai nou nemernici și trimit amenzile și poprile undercover, deghizate în scrisori, ca să ne facă să le primim. Și când punem mâna pe ele, pac! Gata! Ți-a rămas amprenta acolo și ăla ești! Și acum ce faci? Ia-o de jos ușor. Ce-i bine? Hai, mai repede, dar ușor. Bun, și acum te uiți în lumină. Frumos afară. Te uiți cu scrisoarea în lumină! Ia zi, se vede ceva? Nu prea, dar pare să fie ceva tare, ca o vedere, o poză ceva. O fi de la vreo gacică de-aia de vrea să se angajeze pe aici. Păi atunci desfă-o tu că eu am iubită și să nu iasă scandal. E o poză cu Van Damme. Cu Van Damme? Ce mă, și-a scos vedere electorale și mi-a trimis așa ca să se laude? Ia dă-mi face. Ce asta, mă? Face pe săracul șmecherul. Vezi, Doamne, n-are bani de o poză întreagă, trimite doar jumate. E, lasă că o să-mi trimit și eu doar capul, mă. Super. Da. Bună ziua, domnul Popăză. Bună ziua. Ați primit un plic cu o fotografie de-a lui Van Damme? Da, dar dumneavoastră cine sunteți? Expeditoarea. Lucrați la poștă? Uneori, că se câștigă mai bine. Dar n-am sunat ca să vorbim despre mine, da? Ia spuneți, cât sunteți dispus să plătiți ca să aflați cine este femeia care lipsește din poză? Sunteți paparazzi? Ce importanță are? Vreți să-l vedeți pe Van Damme terminat sau nu? Normal că vreau. Păi să aud suma. Bă, tu n-ai treabă. Ba da. Du-te. Mână largă ce ești. Două milioane ar fi bine. Cât? 2 milioane ca să vă fac președinte? Și postul de șef a poștei după ce ajung eu la Cotroceni. Haideți că la poștă se câștigă bine, că dumneavoastră ați zis. 20 de milioane. Cât? Haideți, doamnă, fiți rezonabile. Păi da, este o jumătate de hârtie fotografică. Cât poate să coste? Auziți? Nu mai putem negocia deloc? Adică mai pun și eu 1,2 milioane, mai lăsați și dumneavoastră 10-12. Ia anotați-vă o adresă că negociem acolo. Yeah.
picat în plasă. Diseară la 9 ne vedem la locul stabilit. Perfect! Bună ziua! Sunt... Bună ziua! Sunt un cititor fidel al revistei dumneavoastră și vreau să vă vând un pod. Adică nu vreau să vi-l vând. Vreau să vi-l ofer gratis. Da, da. Vreau să vă spun că candidatul la președinție, Pupă Zăge Grigoraș, se întâlnește din seară cu o prostituată de lux. Păi știu pentru că eu sunt tatăl ei, domne, și sunt revoltat că până și președintele țării, adică să sperăm că nu o să fie viitorul președinte al țării, încurajează prostituția. Deci să ne venim. Să sperăm că Pupă Zăge Grigoraș nu o să ajungă președintele țării. Notați adresa ca să puteți să-l demascați și să-l scoateți din cursa electorală pe infam. Ce-ați făcut, mă? Dragi bălțați, bre, alarmă falsă. Prostituata aia mea era prostituată cinstită. Și a mea la fel, că eu am torturat-o ca să recunoască furturile. Nimic. Cum ai torturat-o, mă, Poponesule? E treaba mea. Secret profesional, te oftici? De ce să mă oftic, mă? De ce să mă oftic? Păi ce, eu o să fac moldamine? Dar pentru ce să fac eu, mă, moldamine? Iute, bă, pentru ce ți-a ieșit acilea? Ce mi-a ieșit? Ce mi-a ieșit ceva? Mamă, deci mi-ai arătat analize false? Mulțumesc! Stai, stai, mă, Nadia, aici, că își bate joc de tine. Văzură-ți, bre, văzură-ți, iată cum s-a spart fraierul. Nu-ți să bă rușine, iată, profită că e organ ca să cerceteze și alte organe. Am făcut un interes profesional, ingratule. Adică m-am oferit ca mumeală, ca să pice în capcană și să mă jefuiască și să o prind asupra faptului. Șeful, eu mă sacrific pentru binele secției și ăsta, dacă luam vreo boală, mă, dacă luam vreo boală. Pă, ciuruiau ăștia ca pe sită, cu moldamine peste moldamine, mă, ciuruiau, nu? Intrigantule! Intrigant? Fitilist ești tu, mă, cu toneamul tău! Gata să ne calmăm, mai sunt 24 de ore și trebuie să prindem hoața! Solomonica, tată, tu ce-ai făcut, mă, băiatule? Eu n-am făcut nimic, sunt cu minte. De fapt, nici n-aș putea să călăresc altceva, că Mozart e extrem de gelos. Da? De lei. Păliții, dracu. N-aș fi fost și eu, mă, patron la Steaua, la Dinamo, la Chelsea. Hai, noroc, băieții! Salut! Ce faci, grăsule, stai? Ai spălat vasele? O, bă, ce atâta grabă, că deocamdată mă îngrijesc de spălarea păcatelor credincioșilor de la mine, din parohie, mă, eloriașii mei de la capelă. Că trebuie să umblu după popă, că n-are cine să slujească, după una, după alta. Dar chiar așa nu veniți și voi să faceți câte o spovedanie? Hai, Pupăză, că dacă te află lumea că ești credincios, o să ajungi direct președinte, mă! N-am timp eu, Murlane, că am o întâlnire de afaceri, dar poți să le zici că am fost. Păi și de ce nu te-au văzut? Pentru că am ieșit în 5 secunde, că eu n-am niciun păcat. Ah. Și tu ar trebui să vii, Gogule, s-ar trebui să vii la capelă să-i mulțumești Domnului că te-a umplut de bani. Că alminte cine știe să supără pe tine, ține partea lui băta și ți-anulează băta contractul de vânzare-cumpărare pe care l-ai făcut. Bă, Mărlane, ești dubios. Cum să faci, bă, că dintr-o dată ai devenit așa de grijuliu cu mine, a? Obligă statutul, bă, Gogule. Așa trebuie să fie un clitor de biserică. Trebuie să mă comport ca un sfânt. Dar ce este să mă compor ca un sfânt? Chiar trebuie să fiu un sfânt. Auzi, bă, sfântule, ia mai coboară tu puțin tel cu picioarele pe pământ și trebuie și spală vasele alea odată. Hai! Oh, că le spăl, să vezi o te bată Dumnezeu de nenorocit. Și dă-te-le comanda aia, bă. Ia. Mi-a furisit de un flat. Hotelul Hojac. O reședință intimă și îmbietoare. Hai, lasă-mă. Surpriză! Carmen! Da? Unde e?
pupăză. Nu e aici. A plecat la o întâlnire de afaceri. E la Hotel Hojack. Deci nu putea să mă sune? Hai, mă rog, poate vine repede. Mă îndoiesc că de-abia a plecat. Mai bine sună-l tu. Bine sună-l tu. Bună seara. Bună, iubi. Pupăză, sunt la tine la birou. Da, dar eu nu sunt. Văd. M-a rugat Mărlanu să mă duc la el la club ca să-i promovez capela. Să poată să vină lumea la spovedanie. Și îți dai seama că o asemenea inițiativă creștinească nu puteam să o refuz. La Mărlanu la club, zice? Și bănuiesc că te spovedești și tu, nu? Da, bineînțeles, dragă, bineînțeles. Ca să fiu pur și curat pentru logodna noastră. Dar hai că trebuie să intru sub patrafir și nu mai pot să vorbesc. Sunt eu mai târziu. Pa, pa! Sub patrafir, nu? Nu, mă întreb al cui. Da? Mărlane, vezi că s-ar putea să te sune Teo să te întrebe dacă sunt la spovedanie la tine la club. Dacă confirm, virgulă, chiar o să vin mâine, mă. Dar convingi pe Gogoașa să vii acum. Cum să-l convingi, mă? Zic că nu-l primești în guvern dacă nu e pur. Bine, bine. Carmen! Da, Teo. Auză, de unde știi că Pupăză e la hotelul ăla? L-ai văzut așa cu paranormalele sau cum? Nu. L-am auzit dându-și întâlnire la telefon. La ora 9 e acolo. Ăsta minte cum respiră. Semnați aici și aici. Da, Pisoi? Mi se pare mie tăurașele sau tu trebuia să fii acasă de vreo jumătate de oră? Da, da, a intervenit ceva. Sunt pe cale să obțin niște probe cu care o să-l fac praf pe pupăsă. Îți explic eu acasă. Aveți camera 8, ședere plăcută la Hotel Hojack. Mersi. Hotel Hojack? Mă, ce pupă să faci tu praf, mă? Nu mai puțin, nu mai puțin. Înainte să bem, aș vrea să stabilim prețul final al pozei ca să știu și eu de ce beau. Adică de bucurie sau de supărare, dacă mă înțelegeți undeva. Sigur, sigur. Pentru că știu că sunteți... Cumpătat, domniță, sunt cumpătat. Și așa este și indicat să fii pe timpurile astea de criză. Da, 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 dar eu vroiam să spun că sunteți singura variantă viabilă de președinte pentru țara asta. Vă mulțumesc și vă asigur că dumneavoastră este postul de șef al poștei exact așa cum v-am promis. Și 10 milioane. Lei vechi, să ne înțelegem, să n-avem discuții. Sigur că da. Bine, atunci putem să bem în sfârșit un pahar, da, de șampanie. Și mai mult, nu e o problemă. Dați un pic. Nu putem să bem din asta pentru că e de la minibar. Și la ce presuri au ăștia? Sigur stă aici de 10 ani și e expirată. Am eu pentru situații din astea deosebite șampanie ținută la rece. Am circulația periferică proastă. Dar e cam mică. Dar nu e mică, cineva a zis chip. E concentrat. Dacă o combin cu apă, ies peste 3 litri de șampanie. O deslac? Și apa. Sigur că da, o să punem și... A, uitați. Așa. Nou-nouță. Din 72 ani. Apa, apa. A, apa, da, dați-mi să mă duc. Nu, 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 aduceți într-o sticlă să iasă 3 litri. Aveți de gând să stăm mai mult? Normal. Imediat mă întorc. Mă bucur că te-ai întors cu fața spre domnul Gogule, că recunoștința și smerenia sunt cele mai de seamă virtuți ale omului. Mărlane, oricât te-ai strătuit tu să-l copiezi pe Gigi Becali, nu o să fii niciodată ca el.
Zi mai repede unde-i părintele, că mă grăbesc. Mă duc să-l chem acum, dar tu intră în confesional și fă-te comod până mă întorc. Adică pregătește-te, sufletește. Hai, intră acolo. Intră. Am plecat. Domnul fie cu tine, fiune, și cu spiritul tău. Ia zi, ce păcate mari ai? Ce păcate? Mi-am supărat mămica, părinte, pentru că am vândut vila fără să-i spun. Asta știu. Adică știu că nu-i un lucru tocmai bun, dar dacă era pe numele tău, nu-i un păcat așa grav. Zim ceva cu adevărat grav, ca să nu-l deranjăm pe domnul cu fleacuri. Dar asta voi ai dirvole să vin la spovedanie? Ca să poți să mă șantajezi? Părinte, într-adevăr am un mare păcat pe suflet, dar ce zic eu mare, e imens. Da, mi-e frică să-l spun, pentru că dacă află mămica, mă omoară. N-are cum să afle oița domnului. Tot ce spui aici rămâne doar între noi doi și domnul. Care e păcatul? Părinte, îmi vând trupul, părinte. Apă drag! Păi, Doamne, iartă-mă! Cât mai merge un rinic? A, nu, părinte, că nu-l dau pe bucăți. Mă dau așa, cu de-ntregul. La figurat vorbesc, adică mă prostituez cu femei în vârstă. Pe bani? Tu vorbești serios? Ah, vai, părinte, dar cum aș putea să mint în confesional și să-l supăr pe domnul? Pe cuvântul meu, uite, chiar în seara asta am o întâlnire cu o bătrână la Hotel Hojack. Chiar așa, aș putea să obțin iertarea mai repede, părinte, că deja mă așteaptă. Așa demenește victimele, toate persoane cu bani într-o cameră de hotel, le pune somnifere în băutură, de aici porec la hoața cu somnifere și dispare cu lucrurile de valoare ale bărbaților. Bună seara! Bună seara! Pupăză, ce Grigoraș este cazat la dumneavoastră? Îmi pare rău, dar nu pot să vă dau informații legate de clienții cazați la noi. Mm-hmm. Acum pot? Camera 6. Mersi! Bună seara! De la Hotel Hojack vă sun. Cred că fața cu somniferul este unitate la noi. Vrea să-l fure pe Pupăză. Ia uzi, bă, că hoața e la Hotel Hojack, îl jefuiește pe Pupăză. Eu nu mai duc. Că e iar alarmă falsă. Cine-i, bă? Dar du-te tu, că tu n-ai fost deloc. Ce vorbești? Să-mi iau eu țeapă în miez de noapte? Că sigur e țeapă, că pe Pupăză nu-l face nimeni de bani. Bun, și atunci ce facem? Nu răspunde la sesizare? Ai nebunit? Vrei să dăm de naiba? Trimite-l pe Solomon. Păi chemă-l aici. Hai, Solomon! Gata, Barosane. Suntem pregătiți de poză. Perfect. Am venit. Hai odată că se scoală ăsta. Serios? Dar nu pentru tine, stai, parașut. Stai. Ieși afară, că nu te zăpăcesc de... Ieși! Deci asta e spovedania ta, măgarule, hă? Te faci că dorm, hă? Hai, lasă că te trezesc eu tot. Mai vrei, mă, spovedanie? Zi! Zi, mai vrei? Ai zis tot acum! Nu mai da! Ia! Mă doare! Zi, mai vrei spovedanie? Nu mai da! Nu te-a ajuns? Pupăza pe care vrea să o termine. Ah, ține-mă, Doamne, că mă mor! Hai, dracu, putea spune un lift. Mă, câți perverși am auzit pe aici, putea să strângă bani, măcar cu scripete. Ai nebune, zici că ești la Amsterdam. Oglindă, ce-l dracu, Gogu? Eu tot de-o mai trimis, mă.
mai bun decât hotelul ăsta de pervers. Nici că puteai să alegi. Vine un pociu, vine un pociu. Nu cu gura! Ba da, vine un pociu! Mă trezi! Păi, ești nebun? Ăștia au făcut hotelul pentru perversi și la noi? Acolo sunt. Haideți! Eu zic, mai vreți copitanie? Dar de ce mai avem pozele cu pupăză și prospitoata? Pe ce le faci tu, prospitoata? Palașul tot, dă-te tot dintr-o aparată săracul! Stop! Bună seara! Am și eu nevoie de o informație, dacă se poate. Ce aveți, mă? Ne atacă prostituata lui Pupăză! Păi ești nebun? Asta mai nou atacă și grupuri. Trebuie să fiu vigilent. Unde puși parașutul ăsta aici? Domnul agent! Domnul agent, eu sunt cu atacul somnifere! Vă rog frumos, duceți-mă la secție acum și vă spun unde m-a scos tot ce am furat! Vă rog frumos! Eu sunt, uitați-mă! Vă rog! Repede, că mă moară nebuna! Imediat! Nu reușesc! Puteți să mă ajutați? Da! Mai repede! Da. Cum ați putut, mai incompetenților, să trimiteți pe aiuritul ăla de Solomon să-l apere pe viitorul președinte al țării? Pentru asta aveți 50% tăiat de leafă. Oh. Amândoi! Ce să mă rugați? Să trăiți! Permiteți să vă prezint pe fața cu somnifere. Ai prins-o? Păi nu se vede? Și am recuperat și bunurile furate. Felicitări, măi, Solomone, bravo! Vedeți, domn Chester, am știut noi de ce îl trimitem pe Solomonica. Bănuiesc că acum nu ne mai tăiați din salariu. Bă, nu ești prost! Stai ca să am de unde să-i dau primărul ăsta micu. Încă o dată, felicitări, măi, Solomone. Auzi? Ține-o tot așa, că s-ar putea să ajungi șeful ăstora doi. Dar de ce atunci, domnul Chester? Eu... Pentru asta te-ai agita, mă, amărâtule. Păi era de ajuns de deschizi netul și o vedeai pe toate site-urile. Nu era nevoie să te duci la hotel și să ții și o duzină de pumni. Mă rog, pe care ți-am dat eu. Cred că râde Van Damme de tine și confund-o. Mernicule, ai tăiat poza de la cununie? Mă, te omor! Ai nebunit? Te omor! Mai vrei? Credeam că e cineva. Mersi frumos. Da, bre, părintele ăsta unde e, mă? Are o mormântare și nu poate să fie. Că e la un botez, la o cununie, dă. Are îngroapă niște câini. E la... Am făcut un interes profesional, intrigantule. Ce, băi, ai suflat în cinteză sau care-i treaba? Ce, bă, să-i spui cinteză e interesul cazului? Fitilist ești tu, bă, cu tot neamul tău, să-ți fie rușine! Băi, gata! Ce? Gata! Mai sunt 24 de ore ca să... Îți râzi în față! Eu îți râd în față? Doamne, apare și părăsești! Trebuie chiar să fiu un sfânt! Ah, auzi, bă, sfântule, ia mai cumpără și tu o țiglă! O țiglă? Dar ce mai răstit-o de acoperișul? Că mai coboarești tu o țiglă pe pământ.
și iei linia tot. O ia. Măi, prăcinți, măi, șofică, măi, tăticule, nu mai te freca atâta, că dăm în alte trageri, Doamne, apără, păzește. N-ar fi rău, că ia uite ce pistol tare ai. Păi e tot ăla vechiul meu, măi, iată-le, nu știi? Nu la ăsta mă referam, la ăsta. Ce făceți, voiecile, bă? Nimica, nena, asta nimica. Exersam tehnicile de tragere, bre, nu se vede? Mă, dau mai că s-a văzut tot! Ia ziceți, unde ați ajuns? La ridicarea cocoșului de la armă? Nu vrei la linia de ochire. La linia de ochire, zicea? Da. Gabora! Tata! Să te împingă el cu coarne și să o lași pe asta mică, să spună mâna pe armă. Înainte de o noapte anunții, că nu o să mai iei cu ce să iei linia de ochire, că scoate ochii, înțelați? Bă, bre, că nu făceam nimic, nici măcar sex virtual, nu mai fi așa disperată. Ce fai? Nici măcar ce? Ce fel de sex? Cum ai zis? Virtual, adică pe calculator. Sex virtual? Calculator? Dar cum ești, bă, că n-am auzit? Este foarte simplu. Îți faci un cont pe unul dintre site-urile de socializare. Așa. Îți pui acolo o poză super mișto. Așa. Și aștept să-ți cadă în plasă păpușei. Oh. Acolo sunt mii de bărbați. Wow. Adică sute de mii de bărbați. Wow. Un milion de bărbați. Un milion de bărbați. Un milion. Și o să fac un milion. Vai, abia aștept. Vreau. Ăsta o să fie cel mai mare Big Bang din istorie. Fă mai repede un cont, că abia aștept să intru în istorie. Șunia, 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 șunia. Măi, că... Dar ce m-am învărt așa? Păi, dar tu să nu cumva să faci așa ceva cu amărâtul ăsta? Că o să-l ai pe conștiință, ai înțeles? Da, prea am înțeles, nu fac nimic. Da. Ia zi, vrei să-ți fac un cont pe unul dintre site-urile alea? Unul dintre site-urile? Păi ce-s mai multe? Păi normal, bre! Wow! Vreau pe toate! Îți dai seama? O să o fac cu un milion de milioane! Bre, nu zici că, Matala, că ți-ai pune minte, ai putea să o faci cu tot globul pământesc? Nu zici! Ce-ai zis, Gaborezi? Mă, tu mă faci pe mine parașută că te zăpăcesc? Nu, eu, tătișor! Dar cine? Asta, eu vorbeam de socializare, tătișor. Că, mă, tale, ești așa o tipă sociabilă. Ai. Și, mă, tale, poți să ții de vorbă toți bărbații odată. Bă, ce proastă sunt eu să stau de vorbă cu ei. Adică, la fusta mea, nu e mai nearde de pierdut vremea și sunt de vorbă. Vorba lungă, abstinența umbli. Eu să trec direct la fapte, băie. Fă mai repede măcar un cont pe unul de site-urile alea. Că poate găsesc un milionar în euro. Ce zici, Ofi? Păi și dacă nu e, sigur sunt un milion cu cât un euro. Te puși așa? Și mă fac și milionar așa? Hai, fâi, hai! Pregătește-te, că de seară nu o să mai fie cu ochii pe noi. Haide, fâi! E deschis, Vandame, intră! Nu, nu, bă! Ce cauți, mă, aici? Am venit să te rog să... Să-ți gătesc? Păi ce, mă, eu am față de bucătar? Nu, de mesial. Dar vrea să te rog să mă lași să gătesc și eu la tine în bucătărie. Că trebuie să fac un preparat pentru o emisiune, concurs, mă, că am ajuns în finală. Aia de la pupăză, de la televiziune. Ce face, mă, cu tine? Sunt eu în finală? Ce, tu gătești? Păi normal, bă, că gătesc. Ce vrei, să mor de foame? Că sunt singur și nevoia te învață. Păi și eu sunt singur, bă, dar pe mine nu m-a învățat nimic. Băi, uite care-i treaba. La mine în bucătărie nu pot să te las, să știi. Hai, mă, că la gogoașă nu pot să gătesc de babă. Că dacă mă vedea ea cu șorțul pe mine, crede că am fantezii cu ea și iar mă călărește. Păi da, bă, da, suntem contracandidați. Știi ceva? Roagă-l pe Van să te lase la el în bucătărie să te antrenezi. Bine, hienă, bine. Și eu care am crezut că mi-ești prieten. E, dacă nu te-i faci eu praf în marea finală, te fac terci, bă, ca pe mâncarea ta. Da, văd că borșul deja ți-a ieșit foarte bine. Hai, hai, o dată de accept, hai! Hai, armăsarule, hai, nu vezi ce forme, ce rotunjim, ce... Hai, o dată... Yes, yes, yes! Mersi, Doamne, mersi! Promit că nu o să păcătuiesc cu el în niciun post! Și cum acum nu e post? Al meu e. Stai,
mereu să fii cu cacu, intră o doroagă, ce ță? Nu intră, n-auzi că e ocupată? E pe dragi, dar mi-a ocupată. V-aș culcat? Nu, că n-avem voie, ai uitat? Adică, întrebam dacă ați adormit, la asta mă referam. Nu, că altfel vorbeai singură ca televizorul. A, da, clar, logic, da. Cer scuze de deranj, dar nu știu cum să trimit pupici. Uite, așa se trimit. Nu pe așa, pe internet, pe site-ul ăla, Zăludo. Sau mă vede live? Nu te vede bre, că dacă te vedea, nu mai stătea de vorbă cu matale. Adică? Adică venea direct aici. Așa, da? Să-l înfiezi. Așa chiar, că găina bătrână face ciorba bună, nu știi? Zi, există butonul ăla cu care se trimit pupici? Da, există un buton acolo cu o față, apeși pe el și să apar niște buze. Ce chestie, ui, auzi, apeși pe buton și pui buze, e? Stai mereu! Ei, așa că am niște buze senzuale. Și mai am și alte chestii, și mai senzuale. Abia aștept să ne tăvălim, să ne mușcăm și să ne facem la C de apă. Ce prostă și m-am învârtoșat singurică. Mâna ta o să îmi răvășească nurii și gura mea, stai, să vezi ce poate să facă gura mea. Ia fie. Încetează, bre, că ne urcăm pe pereți. Dar de ce să vă urcați pe pereți? E, hai să nu o spuneți că în sfârșit ați văzut și voi păienșii de la colțurile tavanului. Mă mier. Din cauza dumitale ne urcăm pe pereți, că vorbești numai măscări și ne faci pofte. Vă fac pofte? Că vă puneți pofta în cui imediat? În chestiile astea pot să le fac numai eu? Eu sunt o doamnă cu experiență și cu copil și n-am obligații. În schimb, mătăluță, nu. Mătăluță, mai întâi să faci nunta, după aia copil și abia după aia măscările. Ca să faci măscări trebuie să fie o cucoană cu experiență, nu așa? Iar experiența se capătă făcând puradei. Dispari! Scuze de întrerupere. Păi dacă ai zis că experiența se capătă făcând copii, hai să căpătăm experiență, ia! Aoleu, ce-i ăștia, băi? Nu știu, bre, eu cred că a avut un coșmar. Coșmar? Cum, Doamne, arță-mă coșmar? Că a zis că nu puteți să dormiți din cauza mea. Păi, da, nu putem, da. El cred că a dormit pe sistem nervos ca să nu se excite când te auzi pe matale vorbind așa. A dormit intenționat ca să faci, băia, cu minte. Bă, Joș, fai de ce te-am lăsat să umble cu el. E, hai, uite, promit că asta e ultima dată când vă mai deranjez. Și vă las să dormiți liniștiți. Gabăre, cornuperna, că n-ai voie să asculti de sud cu bobotica. Executa, da? Așa. Vreau să trimit o poză cu să nimeni și nu-i găsesc. Pe la genunchi ai căutat? Pe genunchi? Păi, măgăreacu, nu e vorba de să nimeni adevărat. Încetează, dracu, cu miștourile astea. Că la ce ucere ai, când o să ajungi la vârsta mea, o să alegi exact ca mine. Eu vreau să cad pe net. Cornuperna! Vreau să cad pe net. Niște balcone din alea adevărate, niște ugere din alea imense, așa, ca să-l impresionezi, ha? Hai, mi-arăți unde să le găsesc, haide, vii. Prima tale, chiar vrei să mă ții trează toată noaptea, m-am săturat? Haide, fui că e ultima dată, mi-arăți și trimis și-am terminat povestea, haide! Ce faci? Ce faci, uite, mă? Poftim, acum nu-i ai, noapte bună și vezi că ai zis că nu ne mai deranjezi, hai! Da, bine. Ne? Da, să știi că la vârsta ta, eu arătam mai ceapănă. Hai că merg. Aș fi preferat să fii țeapănă și acum. Hai, iubit, a zis că nu mai deranjează. Ia zi, nu vrei să vezi ce a văzut și aparatul ăla din aură? Nici într-un caz. Că după aia s-ar putea să nu mai văd nimic ca în micuța multă vreme. Și în plus de toate acu e dă-n pomană. Că în tomna mea ești trivit corona de minune a lumii. Ce e? O corolă de minunea lumii.
Sunt în cap la cap în sondaje. Dacă nu fac ceva să-i distrug imaginea, n-am nicio șansă să mă distanțez. Îți zic eu, Emma, asta este singura variantă. Sau, mă rog, ar mai fi una. Care? Să cumpărăm voturile, dar pentru asta trebuie bani mulți. Rămâi la prima variantă. Rămân, dar dă-mi o idee cum să-l discreditez. Ai și tu răbdare să mă gândesc. Emma, n-avem timp, într-o lună sunt alegerile, trebuie să facem ceva. Dacă face Hiena primul pas. Mă liniști, că ăla nu face nimic. Oricum se crede câștigător. S-a culcat de mult pe ureche. Doamnelor și domnilor, o știre de ultimă oră. Suntem informați că în fața primăriei s-au adunat circa 100 de prostituate care așteaptă să fie angajate de către Vandame Cucu, conform anunțului postat de acesta pe site-ul instituției. Ai dat anunț să angajeze 100 de prostituate, mă? Am dat pe soi niciun anunț, e o minciună, îl crezi pe Hienă? N-ai dat-o? N-am dat pe soi, o să dau. Vă dați seama cât de disperat după voturi este primarul Cucu dacă oferă posturi de maximă responsabilitate în administrația publică unor rușine. Așa mită electorală. Trimite-le imediat acasă, că te crăbă. Dar nu, eu l-am chemat pe soi. Zi imediat ce-i cu anunțul ăla, că te răstignesc. Nu mă interesează, șterge-l de pe site. Blochează site-ul, bagă-l în construcție, fă ceva! Și că un hacker ne-a atacat site-ul și a postat mizeria aia. E atașat în nu știu ce mama dracu de format și nu poate fi șters. Hai, lasă-mă, auzi ce ghinion. Și bănuiesc că ție îți displace profund situația. N-ai intervieva și tu vreo 2-3 parașute, eventual pe toate. Mă termină cu tâmpenile, pupă să-mi distruge imaginea și ție ți-ar de gelozii. Parcă ziceai că s-a culcat pe ureche. Poftim ureche! Ce mă fac cu alea, că dacă cobor jos, mă sfâșie? Ia-mă-l pe Chioretă, că la câte sunt zici că e meeting neautorizat. Are acoperire să le salte. Meseria se va fac cu mâncare, dacă... Frigeți, mă! Să nu mai pun mâna pe asta, îmi iau cămici. E gata să... Să... Tag gura asta. Șeful! Ia uite-mă! Mâncare! Mâncare! Băi, ia veniți, mă, încoace, că ne-a gătit șeful ceva, bă, de mâncare, băi! Mă, ia veniți, mă! Vedeți, bă, cum se gândește, bă, și la noi? Să avem forță pe teren! Să putem să jucăm, băi! Ce ai, mă? Ia și tu, ia și tu, că ne ajunge la toți! Hai, mă, că ne ajunge la toți! Bagă! Bună! Ce vezi? Mamă, ce bună e! Băi, asta e delicatesă, băi! E mai bună ca lui nevastă mea! Să jur că am făcut de mâncare. Friptura. Dar ce ai pățit, Chiorete? Tanti știe, mă, ce faci tu cu Sofica în timpul orelor de program? Sau domnul Chestor? Intrigos deosebit de mărșav, că nu Sofica m-a dus în halul ăsta. A trebuit să fac față la câteva zeci de prostituate, bă. Așa care va să zică. De asta mă refuz tu seara nebunică. O refuz? Ești nebun? Nu, e sătul, că dupăsește prostituate. Te duci la prostituate? Nu mă duc nicării, ce aveți? Vin ele la tine? Le-a adus în casa ta, Sofica?
Și tu mai stai cu el? Și nici măcar nu i-ai zis lui tântișor încă? Bă, încetați totodată cu tâmpenile astea, că am fost să-l ajut pe Vandame, că... Că nu făcea față, că le extenuează Emma. Păi, dar e și normal. În schimb, tu e super odihnit, păpușelule, ca să te duci la... soarte. Conținții concetează. Păi tu dai în casă de față cu intrigoșii. Am fost la Vandame, căci fiindcă i-a spart un hacker site-ul de la primărie și i-a postat acoalea un anunț cum că primăria angajează prostituate. Și ăla s-a trezit pe cap cu 100 deodat. Păi ești nebun? Așa ar trebui să facem și noi când vrem să le strângem. Aceea n-are cum să lumească, că asta e bucătărie modernă. Cătește singură. În pat sunt leu și în bucătărie zeu. Da, e valabilă și reciproca. În pat sunt leu, în bucătărie sunt zeu. Zeule. De-abia aștept să-mi dovedești. Când poți? Diseară. Ca să sărbătorim victoria mea în concursul culinar de la Pupa Zé Show. Da, de unde știi că o să câștigi? Pentru că o să mă bat... În finală cu unul, Mărlanu. Și ăla e praf la gătică, îl știu. A stat gard-n-gard cu mine. De asta gard-n-gard cu tine, bă, că te-aș fi remarcat. Și încă o dată, și încă o dată, și repetat, și mod abuziv. Plus că eu am un preparat genial. Operă de artă. Dacă vrei, îți trimit poză cu el. Da. Normal. Că vreau. Dracu, asta vreau să mă bag în spital, să mă prind alergii în spital. Ești, mă, acolo? Mușchiulică? Preparatul meu! Mi l-ai făcut terci, cum ai zis! Sabotor nenorocit! A fost un accident, mușchiuliță!
Un accident, da? Da, și o să mai fie unul, dar ăsta se lasă cu reanimare. Ce faci? Nu mi-arăți? Ce să-ți mai arăt? Că... scuze. Ba nu pot să ți-l arăt acum, că mi l-a sabotat. Nemernicul cu care ți-am zis că mă bat în filanul. Mărlanu! A intrat? Da, că avem beciurile. Unite printr-un tunel. Doruleț, în pielița tu le ți-ai schimbat și tu avatarul, ai? Credeai că mă prostești? E? Ce? Dar stai liniștită că nici el nu o să câștige, că mă ocup eu. Stai și tu liniștit în pielița tu, că mă ocup și eu. Mărlane! Mărlane! Mărlane, ești de unde te-ai ascuns, că știu că ești aici. Hai că avem treabă. De unde ești tu, bre, că sunt aici? După mirosul de mâncare proastă, tăfălogule. Ce treabă avem? Oh, oh, nu mai tremura așa ca piftea pe picamăr, că nu e ceea ce te gândești tu. Dar bine că te gândești. Să știi că chestia asta o să fie premiu. După ce câștigam concursul de gătit de la emisiunea lui Pupăză. Deci după ce devii tu master chef. Mă mai liniști că de la nu ies niciodată. De ce? Păi că n-am cu ce să concurez. Lasă, lasă, că o să te ajute o profesionistă. Adică eu, master șefa ta. La cum arată mai mult, master șefa. Ai zis ceva? Bre, n-am zis, adică am zis că foarte bine. Să mă ajut, să... Hai, du-te și pregătește ceodată mâncare, că acum se întrunește jurul și n-am ce să prezint. Ne, Zepelinule, că dacă am zis că te ajut, asta înseamnă că gătim împreună. De să gătim împreună, că la Costel n-ai văzut ce mici locuri, nici nu cred că avem loc amândoi în bucătărie. Mălănele, cine a zis că o să gătim la Costel? Ce vrei, să ne mănânce fomistul ăla mâncarea și să nu avem cu ce participa la concurs? Lasă că o să gătim la mine acasă, că la noi mâncarea este nu în siguranță, că șofica nu se atinge de aia, că e la cură. Se pregătește de nuntă mânca o orbăbă și o mănânce. Păi și nu-i păcat, bre, să o orbim cu goliciunile noastre pe acolo, să toma de sărbătoarea asta cea mai importantă în viața ei. Că eu înțeleg că o să o cheme Chiorete, dar nu-i păcat să fie și la propriu și la figurat. Mărlane, nu o să fie nicio culiciune, că dacă ți-am promis că nu facem nimic până după victorie, asta e, nu facem nimic. Dă, Doamne, să pierd, scuipă-mă mâncare, fă orice, numai ascultă-mi ruga. Te rog să câștigăm? Da. Dar e bun, măi, plăcinte cu asta, e rău, că acum apare o doradă. Chiorete, tu și ca s-a dus să întâlnească cu ăla de pe site, deci până mâine dimineață nu vine. Ăla e tinerel și o să-i vede alergat după el, care fugă aiute. E rău, plăcinte cu... Chiorete, mi se pare mie sau tu cauți motive să te eschivezi? Păi nu cumva le-ai anchetat-o și altfel pe parașutele aia și de asta ești extenuată? Nu, crede-i toța mea. Păi atunci ia dovedește. Brate, bă. Dar ia de treabă. Hai! Ce faci, șef? Ce e acelea, bă? Băpune, să nu spui că și de data asta tot linia de ochirii o arătai că te-a târnuit. Bă, da, tătișor, da, cu eu arătam în poziția culcat. Păi ce drajda mea să fac eu cu bobocica când eu te știam pe mata acasă? Păi ce, sinucigași? Breda, ce? N-ai plecat? Unde? Acum plec! Dar să vă pune dracu să faceți ceva, că sunt cu ochii pe voi! Și o să văd tot ce faceți oriunde aș fi! Las! Succes! Ce elegantă sunteți, bre! Mersi! Iar eu și colega mea vom juriza creațiile culinare ale finaliștilor. Și cu mine! Și cu... Da! Bună seara, dragi telespectatori! Și cu mine, că la concursurile culinare serioase sunt câte trei jurați. N-ați văzut la Masterchef? Eu o să fiu ăla... Cu barbă? Nu, băi, eu o să fiu ăla duru!
Am fost suficient de convingătoare sau aș mai dau o probă? Nu e nevoie. Nu e nevoie de încă un jurat, stima. Ba, e nevoie, pupuță, și tași de-n gură, nu mai comenta, că diseară doar cu mine. E nevoie de încă un jurat, bineînțeles. Și acum, dacă s-a completat juriul, să invităm în scenă primul finalist. Da, ce-i asta? Dar ce bine arată. Ai, lasă. Și nu doar arată, să vedeți ce arome are. Auziți-mi bine ce a spus ăsta? Să vedeți aromele, tantalaule! Aromele nu se văd, aromele se gustă! Se vede că n-ai niciun clin, niciun mâni, că nici măcar nu știi cu ce se mănâncă gastronomia. Ar trebui să fii descalificat din prima! Tantișor, dar eu... Ce tantișor? Că eu nu sunt tantișor cu tine, tantalaule! Eu sunt șef Frosa, că n-ai gătit cu mine împreună la aceeași popotă publică. Șef Frosa, da. Vă rog, gustați. Dar de ce să gust? Porcări! Ok! Ok! Ok, o să gust. E horror! Gustați-vă să vă convingeți! Vă credem pe cuvânt, Andy! Și să intre al doilea finalist! E, da, așa, da. Bună seara, stimați telespectatori! Bună seara, măi pupăză! Bună seara, bă băiete! Să-mi rafă, tanti! Tu ce cauți, mărce? Ia zi-ne, tinere, bucătăraș! Ce ne-ai pregătit pentru seara asta? Cu ce o să ne încânti papilele gustatării, bă? Am făcut asta salată de criză. De ficată. Vă rog să luați furculiță, să o băgați tot în... Să o gustați. Gustați, că e excelent, vă spun eu. E numai pomiță. E Andreea. Știu de la... Cum e? În sfârșit? Ce? E bună, nu? E bună, a? Bun! Foarte bun! Yes! Yes! Deja! Nu e bună, mă, trebuie ce-mi face asta? Nu-i așa că e bună? Mersi, băiete! Făi! Ce-ai făi? Ești bulimică de ce scuip? E horror! O să fie, băi, horror, că omul ăsta care este un priceput, un cunoscător rasat, a spus că este excelentă! Cum poți să spui tu așa ceva, tu care habar nu ai să gătești un pahar cu apă rece? Pleacă, făi de aici și nu mai induce-te în spectatorii în cu tâmpenile tale! Cum să fie horror, că este excelentă! Vă cum... Bată-te să te bată! Că bun bucătar mai ești, mă! Copile, mă, felicitările mele, mă, tu sigur trebuie să fii bucătar pe undeva, că nu se putea să gătești o asemenea bunăciune dacă erai un nei ca nimeni. Te știu. Acum am prins. Tu ești bucătarul, șeful ăla grasul și chelios de la MasterChef. Este? Nu, eu sunt de la Bărbosu. Am picat testul, așa e. Mulțumesc că am plecat. Nu, în contră, n-ai picat testul. Poți să fii declarat câștigător, că numai un bucătar adevărat, un MasterChef, putea să facă o asemenea capodopere, nu un agențiu care a venit cu porcărie de-asta. Da, nu e corect! Nu-i corect! Stimați telespectatori, să știți că aici e o mânărie! Și mai multe, uitați câte mâini avem, unii avem 3-4 chiar! Baba asta e iubita concurentului Mărlanu! Baba! Da! Pentru că eu știu că stau gard în gard cu ei. Cum să stau în gard, mă, tâmpițele, stăm în casă, tu stai la gard. Să ascult ce vorbim. Și așa e. Și baba, e? Da, Pănet, când îmi spuneai că ești leu în pat și zeu în bucătărie, nu mai eram baba? Ești bruda! Că și tu erai negru, măgarule! Era, bre, dar am făcut duș. Mărulețule, cioc cu mic și joc de glezne, că dacă mai comentezi mult, o să te pun să faci ce mi-ai promis, Pănet. Da. Eu vreau să spun că eu mă retrag din concurs. Nu. Foarte bine faci! Și dacă concurentul acesta s-a retras, nu putem decât să-l declarăm câștigător pe mârlălelor acelea zici de față frumoasă să vedeți câștigătorul nostru al concursului acesta care felicitări pe bucătării. Ce faci, mama, carule? Crezi că nu te văd? Limitate și-o. Chiorete, nu fi paranoic, că n-are cum să vorbească cu tine. Nu vezi că e acolo? Hai, du-te.
Ai uitat când a zis că ne poate vedea doar un arhia? Dacă am montat camere pe acelea. Am montat pe naibii. Ia bre, ne vezi? Potulinte-mă, mă subotu-mă, măi! Citezi! Stai mereu! Sunt ei dracu, să mai miște vreunul în front? Că așa ar mâncați! Adică în față, speak English, ha? A tăcut? Uitați, dragi telespectatori, preparatul, ca să-i spunem așa, în primului nostru concurent. Vă zic eu că nici nu se poate mânca, pentru că este execrabil. N-are niciun gust, n-are nici... nici în Dumnezeu. E făcut cu ingrediente proaste, vă zic eu. Nu este delicat, nu are niciun pic de aromă. Este execrabil, nici nu se poate. Rămâne încă, nu... În comparație cu produsul... Cu minunăția asta. Cu minunăția câștigătorului nostru. Ia, dacă-i minunată, bagă. Ia, tanti, ia că-i bună, e minunată, ha? Ce mișto e. Da, tot extraordinar este. Mie mai pun... Ia, bagă cu cervețel, cu tot bagă. Dar vă zic că este nemaipomenit produsul. Mulțumesc! Masterchef Mureanu, aici de față, este câștigătorul concursului din această seară. Mureanule, eu te-am făcut pe tine câștigător. Acum ar trebui să te ții și tu de acum și să dai ce mi-ai promis. Doamne, dacă existi, scapă-mă! N-am pus breio nimic, musculiță. Nenorocesc! Ah, dă-le, dă-le, mă dat! Ah. Ia. Ah. Vezi că mai sunt niște reviste lucioase pe honele și pe alea. Ah. Și-o pungă, da, e o husă de mașină care... Mersi, Doamne, că m-ai scăpat de mâine! Nu fiecare zi la biserică, adică la birou, când am făcut capel acolo. Ah! Ce-ai făcut, bre? Te-ai scăpat în ușă! Care m-a blocat? Ce le faci eu? Nu prea ți-a ieșit pasența cu prostituatele. Dar n-a fost pasența mea. Cred că vârlavul i-a copt-o. Că dacă eu coceam, eu îi le băgam direct în pat, eu sunt profesionist. Bine, măcar că nu mai votează. Ce hârmă la asta, mă, frate? Să nu spui că mi l-o fi trimis nemernicul ăla Hodoroc și mie. Șeful, au venit fetele pentru casting. Ce casting? La Burlacu. Burlacu? Facem și noi Burlacu? Cine? Dumneavoastră, n-ați dat anunț pe site-ul postului că vă căutați soție? Am dus-o și pe gagica mea, dacă mă scăpați de ea, fac ciste. Voi ați nebunit! N-am dat niciun anunț! Trimiteți-l imediat acasă, că dacă află Teo... Da, Teo? La gogoașă dormi? Ăștia sunt pentru vandame. Și ăștia pentru pupăză. E bine? Auzi? Dar cam cât m-ar costa să le bagi nevasta și logornica în baza de urmări general a Interpolului? Dar de unde știu, bre, că suntem aici? Că suntem aici, eu tot vorbim la persoana, nu? Maestățile mele! Stai, bă, simțit, bă, că ești de neoprit! Mâncăți-aș, mâșcă-ți! Hernie! Ai zis să dau năvală! Da, năvală, nu e bine, nu e problemă, ai și bine! Cam asta e atitudinea! Potoliți-vă, că sunt cu ochii pe voi!
Trage voia dacă mai mișcă vreun ofant. Adică în față, speaking English. Ai făcut?